Stimați colegi, bună ziua! Mulțumim că ați răspuns invitației noastre la această conferință de presă. Asociația Presei Independente și Centrul pentru Jurnalism Independent prezintă astăzi raportul de monitorizare pentru ultima perioadă a campaniei electorale. Este vorba de raportul numărul 7, care cuprinde perioada dintre 6 și 11 noiembrie 2016. Anterior, în aceeași sală, am prezentat 6 rapoarte. Perioada de monitorizare a început din data de 15 septembrie și a cuprins perioada preelectorală și campania electorală propriu-zisă. Astăzi venim cu ultimul raport. De fapt, va urma și o totalizare, un raport final pe întreaga perioadă pe care îl vom prezenta separat. Acum însă să vedem care au fost concluziile și tendințele din ultimele zile ale campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale 2016 în mass media din Republica Moldova. Vă reamintesc că este vorba de un proiect finanțat de către două organizații, este vorba de National Endowment for Democracy din Statele Unite ale Americii și de Consiliul Europei. Monitorizarea are loc în baza unei metodologii elaborate de organizațiile internaționale și adaptată pentru condițiile Republicii Moldova. Au fost monitorizate în perioada 15 septembrie 11 noiembrie, după cum vă spuneam, 28 de instituții media, inclusiv 12 posturi de televiziune și radio, 12 portaluri și 4 ziare. O să-i ofer cuvântul acum colegii mele, doamne Nadine Gogu, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, care vă va prezenta concluziile și tendințele pe cele 12 posturi de televiziune monitorizate în cadrul acestui proiect. Nadine. Mulțumesc, Petru. Bună ziua, stimați colegi. În ultima săptămână de campanie am monitorizat în continuare 12 posturi de televiziune. În ordine alfabetică sunt Accent TV, Canal 2, Canal 3, Jurnal TV, Moldova 1, N4, NTV Moldova, Prime TV, Pro TV Chișinău, Publica TV, Realitate TV și TV7. Intervalul pe care l-am monitorizat a fost de la ora 18 până la 24:00 zilnic. Am analizat buletinele de știri, emisiunile, dezbaterile electorale, interviurile și vox popule și am analizat nu doar știrile cu caracter electoral direct, ci și cu caracter electoral indirect. Datele generale pentru această ultimă săptămână de campanie arată în felul următor. În total am avut 588 de materiale care au fost puse pe post de aceste 12 posturi de televiziune, dintre care 524 de știri, 57 de emisiuni, 3 vox popule și 4 dezbateri. Interviuri nu au fost înregistrate. Volumul total a fost de aproximativ 60 de ore. Cel mai mare spațiu din acesta a revenit emisiunilor, 35 de ore, știrilor, 19 ore, dezbaterilor, aproape 6 ore și vox popule, 977 de secunde. În această săptămână de raport, pentru prima dată, am observat la radiodifuzorii monitorizați că au dat prioritate temelor politice, în mare parte, 82% din materialele pe care le-am analizat au tratat, au abordat teme politice și 11% proces electoral. Spre deosebire de alte săptămâni, când erau și alte teme, pentru că se vorbeau și despre alte lucruri, în ultima săptămână s-a pus accentul mai mult pe acuzații din partea lansate de unii candidați la adresa altora, deci acuzații reciproce, diferite conferințe, diferite ieșiri în public, luări de cuvânt, aruncarea mingii pe terenul contracandidatului, deci 82% din materiale s-au axat pe acest subiect, procesul electoral doar în 11%, ceea ce înseamnă că publicul a fost informat mai puțin despre proces, au fost mai puține știri de la Comisia Electorală Centrală cu procedura de vot pentru studenți, pentru persoane cu dizabilități, au fost mai puține știri de acest gen. Sursele. Toate aceste materiale, 588, s-au bazat pe 1780 de surse. La prima vedere pare o cifră mare, în medie, per total, per material avem 2,9 surse, dar vreau să specific că atunci când e vorba de știri controversate, rare ori se acordă dreptul la replică persoanei care este acuzată. În schimb, acest indicator în medie mare se datorează numărului mare de cetățeni, pentru că deseori
Am avut știri care veneau de la, reflectau întâlnirile cu alegătorii sau se făceau voxuri, oamenii răspundeau la întrebări și în felul ăsta, când aveam 6, 7, 8 cetățeni incluși într-o știre, în felul ăsta indicatorul este influențat. În general, la documentare, reporterii la aceste 12 posturi de televiziune au apelat la cetățeni, concurenți electorali pe primul loc, partide, experți, CEC, societate civilă și observatori străini. Din punctul de vedere al echilibrului gender, și în această perioadă de raport observăm un dezechilibru. Balanța este înclinată spre sursele masculine, spre sursele bărbați. Avem 30% surse femei sau protagoniști sau surse versus 70% surse bărbați. Și vreau aici să menționez că deseori, la unele posturi, acest indicator este mai mare, la altele, legat de raportul între femei și bărbați, surse și protagoniști, și nu se datorează creșterea indicatorului faptului că mass media depune eforturi suplimentare ca să citeze surse de sex feminin, ci faptului că am avut în această cursă electorală o candidată. Și respectiv, atunci când se făceau știri sau se vorbea despre ea, ea era bifată la sursa de sex feminin. Deci nu am observat ca jurnaliștii să facă eforturi suplimentare, să meargă să intervieveze și femei atunci când e vorba de membri ai partidului sau instituții ale statului. În total, în ultima săptămână de campanie, din punct de vedere al spațiului alocat, pe primul loc, dacă vorbim de știri, se află postul de televiziune NTV Moldova, care a alocat cel mai mare spațiu știrilor, 18.349 de secunde. Urmează Jurnal TV cu 12.632 și Accent TV, 7.562 de secunde. Emisiunile în continuare au alocat un spațiu mare. Pentru prima dată, Accent TV este lider la acest capitol. Accent a avut 31.535 de secunde alocate pentru emisiuni. Au avut foarte multe emisiuni la care au discutat în mare parte subiectul caracter electoral direct, nu indirect. Urmează Jurnal TV și Realitatea TV, dar și NTV a avut la fel mai multe emisiuni și a alocat mare spațiu pentru acestea. În patru, ca pe întreg parcursul campaniei, a alocat foarte puțin spațiu doar știrilor, în total a avut 20 de știri. La fel, observăm o reducere a numărului de materiale la canalele Publica TV, Canal 2, Canal 3 și Prime TV, care spre în comparație cu primul, cu campania electorală care a acoperit primul tur de scrutin, acum au fost mult mai pasivi, au avut mult mai puține materiale și știri și emisiuni la care au discutat despre candidații în alegeri. La cele 12 posturi de televiziune, în general, de cele mai multe ori, în știri, în emisiuni, a fost menționată și a fost citată Maia Sandu, frecvența apariției 304 ori, în imagine a apărut timp de 11.162 secunde și intervenția directă, remarcați că e de aproape 4 ori mai mică, 3.789, ceea ce denotă că deseori s-a vorbit despre candidata Maia Sandu, dar nu a avut replică, nu a avut vorbire directă. Igor Dodon urmează cu 252 de apariții, timp de 8.414 secunde și durata intervenției directe a fost mai mare, 4.373. Dintre partidele politice avem pe primul loc PSRM, la fel 160 este un număr destul de mare dacă comparăm cu PAS și cu PDM care urmează în acest top 5 și au apărut și în imagini și intervenții directe. Contextul apariției la aceste 12 posturi de televiziune a celor doi concurenți electorali în această ultimă săptămână de campanie, se vede că de cele mai multe ori a fost defavorizată Maia Sandu în 229 de materiale și a fost totodată favorizată în 91 de materiale. Igor Dodon a fost mai mult favorizat decât defavorizat. Avem 158 de materiale per total în care el a apărut în lumină pozitivă și 87 în lumină negativă. Remarcăm că în comparație cu săptămâna precedentă de monitorizare, numărul de știri defavorizante pentru Maia Sandu a crescut. La fel a crescut și numărul de știri care îl favorizează pe Igor Dodon. Acum să le luăm pe rând, la radiodifuzorul public Moldova 1.
În general, constatăm aceeași abordare, un tratament egal față de acești doi concurenți, Maia Sandu și Igor Dodon, care au apărut mai mult în context pozitiv. E vorba de 26% din numărul total de materiale de la Moldova 1, în care ambii candidați au apărut în context pozitiv. Deci nu putem spune că este o favorizare sau o defavorizare a unui dintre ei, deci ambii au apărut în materiale în care a fost vorba despre activitățile lor și contextul era pozitiv și pentru unul și pentru altul. La Prime TV, chiar dacă au avut puține materiale, oricum în acestea am remarcat un număr mare de materiale care au defavorizat pe Maia Sandu. Vedem procentajul, 72% din numărul total de materiale de la Prime TV au defavorizat pe Maia Sandu. Igor Dodon a fost prezentat mai mult în context neutru și în câteva materiale în context pozitiv. Constatăm și la Prime TV, și la Canal 2, și la Canal 3, și la Publica TV că nu e vorba doar de o reflectare a activităților care s-au evenimentelor care au avut loc în perioada de raport, dar vedem că politica editorială este orientată spre defavorizarea concurenții electorale Maia Sandu, pentru că am remarcat mai multe știri care au fost repetate, deci câte două zile, aceeași știri care era în ajun, era repetată a doua zi, în plus toate erau selectate din toate declarațiile, tot ce se făcea în cursul zilei, erau selectate doar informațiile negative, astfel încât respectiva concurentă să apară în lumină negativă. Deci vedem la Canal 2, acest procentaj este de 62% din numărul total de materiale. Maia Sandu este defavorizată. Pentru că s-ar părea că 10 materiale, 10 apariții în context defavorizant nu este o cifră atât de mare, dar ținem cont că numărul total de materiale de la Canal 2 a fost mic. Au avut în total 16 materiale. 10 din 16 vorbește despre ceva. În continuare, la Canal 3, aceeași tendință, Maia Sandu apare în context negativ în 61% din numărul total de materiale, 28 de materiale în total, care constituie 61%. Igor Dodon apare o singură dată în context negativ, în rest 12 ori în context pozitiv. Publica TV, 81% din materiale, toate care au fost relevante prezente monitorizări, care au avut caracter electoral, au fost defavorizante pentru Maia Sandu. Deci, în total, avem 41 de materiale în care aceasta apare în lumină negativă. Deci, este clară tendința în ultima săptămână, aceste patru posturi de televiziune private cu acoperire națională, care, de altfel, nu au organizat dezbatere electorale la care se poată participa acești doi candidați, au defavorizat o concurentă electorală și l-au reflectat mai mult neutru pe contracandidatul său. La Jurnal TV am inclus și numărul de apariții. Pentru Maia Sandu, vedem că aceasta a apărut în știri și în emisiune de 57 de ori, în imagini de aproape 2000, peste 2000 de secunde și a avut și intervenții directe, 1469. Igor Dodon a fost menționat deseori, de 42 de ori. Durata intervenției directe și durata apariției în imagine a fost mai mică. După care, din partidele politice, urmează în top PPD-ul, PDM-ul și PCRM-ul. Nu observăm PSRM-ul aici, dar sunt PPD-ul apare pentru că deseori a fost vorba de materiale privind întâlnirile cu alegătorii la care a participat și Andrei Năstase, care este liderul platformei. PDM-ul este deseori menționat, membrii PDM-ului, pentru că vedem că nici intervenții directe nu au, pentru că e vorba de materiale cu caracter electoral indirect. Deseori membrii acestui partid apar în context negativ, respectiv se regăsesc în acest top 5. Din punctul de vedere al contextului apariției concurențelor electorale, vedem o favorizare clară, masivă a Maiei Sandu, care a apărut în context pozitiv în 49% din materiale, iar Igor Dodon este defavorizat, apare în context negativ în 56% din materiale. Știri, emisiuni. În TV Moldova și Accent TV, de fapt, veți vedea că este o politică editorială la Indigo, exact același top, cu același număr de apariții și context. Maia Sandu este lider în acest top, de 64 de ori a fost menționată sau citată,
În imagine a apărut timp de 2791 de secunde și a avut intervenții directe timp de 563 de secunde. Vedeți de câte ori, dacă luăm raportul între durata apariției pe ecran și durata intervențiilor directe. Peste 5 ori este diferență. La Igor Dodon acest raport este puțin altul, pentru că a apărut în imagine de 57 de ori, timp de 2688 secunde, dar a avut și intervenții directe timp de 1559. Urmează pe SRM-ul și, apropo, deci noi am menționat și în raport că Igor Dodon a beneficiat și de spațiu alocat pentru membrii PSRM-ului, pentru că este candidatul PSRM. Vedem că a apărut în imagine de 19 ori și la fel au avut intervenții directe timp de 845 de secunde. În acest top 5 urmează PAS și Ravnopravie, fiind vorba în mare parte de materialele despre acel transfer a sumelor de bani din partea lui Ilan Șor, care a fost citat și a apărut în foarte multe materiale și în timpul emisiunilor și deci asta explică numărul relativ mare de apariții. Din punct de vedere al contextului aparițiilor, este evident, Maia Sandu a fost defavorizat masiv în 76% din materiale. Și RTV, apropo, a avut un număr mare de materiale, comparativ cu alte posturi. Igor Dodon a fost favorizat în 67% din materiale. Am remarcat și vom menționa și în rapoartele noastre și în calitativ și în cantitativ, că și NTV și Accent TV au avut o politică editorială orientată spre defavorizare și chiar defaimarea candidatei Maia Sandu, pentru că au fost puse pe post și știri care au fost false. Acest lucru trebuie să-l menționăm și nu au revenit ulterior atunci când au fost făcute dezmințiri. Și, în paralel, l-au favorizat pe Igor Dodon, masiv. Accent TV, vă spuneam că tabloul este identic, singura diferență este că Igor Dodon a apărut de mai multe ori, dar în rest, același PSRM urmează, PAS și Ravnopravie. Deci, ținând cont de genul de emisiuni pe care îl fac, este explicabil. Și din punct de vedere al contextului apariției, Maia Sandu și Igor Dodon. Vedem că în 69% din materialele de la Accent TV, Maia Sandu a apărut în lumină negativă și 49% Igor Dodon este favorizat, doar în lumină pozitivă. La Realitatea TV lucrurile stau altfel. Constatăm o reflectare neutră în mare parte, deci au fost obiective, echidistanți. Singura Igor Dodon apare într-un număr egal de știri în context negativ și în context pozitiv, 5 la număr. Maia Sandu în 8 cazuri apare în context pozitiv, dar această cifră constituie doar 16% din număr total de materiale. Sigur că comparând cu ceilalți radiodifuzori care au 40%, 50%, 80%, nu putem vorbi că în cazul Realitatea TV este o favorizare chiar și ușoară. La ProTV Chișinău avem aceeași situație. Igor Dodon apare în context pozitiv în 15% din materiale, iar Maia Sandu apare și în context pozitiv și în context negativ. Nu este constatată favorizarea sau defavorizarea vreunui concurent electoral. La TV7 avem 23% din materiale care o prezintă în context pozitiv Maia Sandu și 21% din materiale care îl prezintă în context negativ pe Igor Dodon, ceea ce ne face să constatăm că remarcăm o ușoară favorizare a Maia Sandu în acest caz, chiar dacă s-ar părea că cifrele sunt aproape identice cu cifrele pe care le-am expus puțin mai devreme de la alți radiodifuzori, totuși aici avem o defavorizare a unui concurent și o favorizare a altuia. Ceea ce înseamnă că la selecția știrilor se aplică anumite criterii de selecție. Și ultimul radiodifuzor, N4, spuneam că puțin mai devreme că au avut puține știri, au avut doar 20 în total timp de o săptămână, dar aceste 20, în context pozitiv, a apărut de mai multe ori Igor Dodon, în 30% din materiale, ceea ce înseamnă că a fost favorizat, nu masiv, dar oricum se observă favorizare. Maia Sandu a apărut în context pozitiv în 20% din materiale.
În concluzie, constatăm că în ultima săptămână de campanie electorală, posturile de televiziune Prime TV, Canal 2, Canal 3, Publica TV, NTV Moldova, Accent TV și Jurnal TV au făcut partizanat, au favorizat sau au defavorizat anumiți concurenți electorali. Astfel, ei s-au abătut de la prevederile codului electoral și ale codului audiovizualului, potrivit cărora campania electorală trebuie reflectată într-un mod responsabil, echilibrat și imparțial, și nu au respectat regulamentul de reflectare a campaniei electorale. Celelalte posturi, Moldova 1, TV7, ProTV, Realitatea TV și N4, au avut un comportament relativ echilibrat, fără a fi înregistrată favorizarea sau defavorizarea masivă a candidaților în alegere. În special la Moldova 1, ambii candidații au apărut mai mult în lumină pozitivă, într-un număr egal de materiale. La TV7 s-a observat favorizarea ușoară a Maia Sandu, care a apărut în lumină pozitivă în 23% din număr total de materiale, și defavorizarea ușoară a lui Igor Dodon. La ProTV Chișinău și Realitatea TV am observat că au păstrat neutralitatea și au reflectat echilibrat concurenții care au apărut în context mai mult neutru. Și la N4 am constatat favorizarea lui Igor Dodon și favorizarea ușoară a Maiei Sandu. În concluzie, noi de regulă, după ce încheiem campania electorală, facem o evaluare a campaniei, o vom face probabil când vom lansa raportul final, dar oricum, după publicarea acestui ultim raport din campanie, putem să spunem că aceste alegeri, dacă judecăm, dacă evaluăm comportamentul mass media, care de altfel are un rol foarte important atunci când este evaluată corectitudinea și libertatea alegerilor, deci judecând după comportamentul mass media, putem constata că alegerile nu au fost corecte. Am vorbit noi la toate conferințele noastre de presă, prezentăm mai mult date statistice, avem și studii de caz pe care le anexăm ulterior, care demonstrează, vin cu anumite probe, cum se comportă din punct de vedere al respectării prevederilor codului deontologic anumite posturi de televiziune sau anumite media online sau ziare. Ținând cont de acestea, noi spunem că în afară de partizanat, constatăm defăimare, manipulare, dezinformare. Și de aceasta se face responsabil nu doar presa, nu doar aceste posturi care au difuzat astfel de materiale. Noi credem că sunt responsabili de această situație și membrii CCA-ului, care în această campanie nu au demonstrat că își iau în serios rolul de reglementator. Deci CCA-ul s-a comportat mai mult ca un observator pasiv al situației. Și chiar considerăm că am avut o astfel de situație când presa, comparativ cu ultimele campanii electorale, s-a comportat așa cum s-a comportat. Considerăm că de aceasta se face vinovat CCA-ul, pentru că s-a făcut cu acordul tacit al CCA-ului. Nu a fost o activitate mai intensă din partea, mai activă din partea CCA-ului. Nu au fost aplicate sancțiuni. Iar decizia de săptămâna trecută de a aplica aceleași amenzi care au fost aplicate pentru o altă perioadă de monitorizare, pentru aceleași derogări, de altfel, de la prevederile legislației, ne face încă o dată să afirmăm că, de fapt, atunci când își exercită rolul, atribuțiile, CCA-ul nu apare pe rol de garant al interesului public. De fapt, ei sunt un garant al interesului partidelor politice care i-au numit în funcție. Deci asta este concluzia la care ajungem noi, din păcate, chiar dacă noi am făcut parcursul acestei campanii mai multe apeluri, am îndemnat CCA-ul să fie mai proactivi, să vină cu rapoartele lor mai des, să aplice sancțiuni, oricum lucrul acesta nu se întâmplă. Deci este regretabil că avem o astfel de situație, este regretabil că nu au învățat din lecțiile trecute, pentru că și în campaniile electorale, de exemplu, am avut situații când radiodifuzorii cu acoperire națională au organizat dezbateri, le-au pus pe post în orele dimineții, când nu se uită nimeni la televizor. Și acum avem aceeași situație. Deci CCA-ul nu a învățat lecția și au avut același comportament care l-au demonstrat și parcursul campaniilor trecute. Deci în aceste condiții, ținând cont de comportamentul membrilor CCA, credem că ar fi indicat să-și dea demisia de onoare, cel puțin acei care consideră că au contribuit cumva prin ineficiența lor, prin faptul că nu au fost activi la această stare de lucru care am avut-o în campania respectivă.
Așadar, stimați colegi, asociațiile noastre de media cere demisia președintelui CCA, domnului Dinu Ciocan, și a celor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care prin ineficiența lor au viciat procesul electoral și au lipsit cetățenii acestei țări de informații relevante despre campania electorală, despre programele propuse de către candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova. Reiterez faptul că unele televiziuni cu acoperire națională, contrar legii, nu au organizat dezbateri pentru a informa cetățenii despre candidați sau le-au organizat în orele când nu le-au privit nimeni de dimineață, denotă faptul că CCA, prin rolul care este atribuit de către codul audiovizualului de garant al interesului public și reglementator legal, nu și-a îndeplinit obligațiunile de serviciu. Iar aceste posturi parazitează pe frecvențele care sunt un bun public în Republica Moldova și nu un bun al acelor proprietari de media pe care CCA, prin politica sa, îi protejează, din câte ne dăm seama. Așa cum am spus, CCA s-a autoexclus de la monitorizarea comportamentului mass media în campanie electorală, ceea ce a dus la un val fără precedent de manipulări mediatice și de falsuri care au fost transmise despre candidați. În activitatea sa, CCA nu a aplicat corect prevederile codului audiovizualului, lucruri pe care, privind sancționarea radiodifuzorilor care încalcă legea corespunzător, repet, noi solicităm demisia președintelui CCA și a membrilor CCA care se fac vinovați de această situație de stare de lucru. Iar acum eu o să trec la prezentarea concluziilor generale pentru online și ziarele monitorizate. Vă reamintesc, în cadrul acestui proiect sunt monitorizate 12 posturi, 12 portaluri online. Este vorba de agora.media, deschide.media, gagauzinfo.media, jurnalmedia, moldova24info, newsmakermedia, noimedia, realitatemedia, sputnikmedia, todaymedia, unimediainfo și ziarunațional.media. Vedeți în acest grafic care a fost situația în ultimele zile ale campaniei electorale. În această perioadă, cele 12 portaluri au publicat 465 de materiale relevante, de două ori mai puțin ca în perioada precedentă. Majoritatea absolută acestora, 92,5%, au fost știri, mai știri simple sau știri detaliate despre candidați, despre evenimentele care au avut loc în această campanie, ultimele zile de campanie electorală. Au mai fost publicate 22 de comentarii și 8 interviuri cu candidații la funcția de președinte a Republicii Moldova, inclusiv 7 au fost pe Jurnal Media. Vedeți din acest grafic ce portal, ce tipuri de materiale au publicat fiecare portal în parte. Avem, dacă să ne referim la ponderea materialelor publicate de fiecare portal în parte, jurnal.media a fost de departe lider, a avut 126 de materiale tematice, de două ori mai mult decât ceilalți. La mare distanță urmează Agora cu 69, Unimedia 57, Deschide Noi și Ziarul Național câte 42 de materiale relevante, Realitatea 22, Sputnik 21, Newsmaker 20, Gagauzinfo 11, Moldova 24, Info 10, Today Media 3 materiale relevante. Din punct de vedere tematic, ca și în perioada precedentă, majoritatea absolută a materialelor s-a referit la prezentarea, creionarea candidaților la funcția de președinte, declarațiile, acțiunile, în unele cazuri inacțiunile, au mai fost și inventate anumite acțiuni în raport cu unii concurenți electorali. Mersul procesului electoral, adică activitatea CEC-ului și a altor organe electorale, a fost reflectat în 46 de materiale. Au mai fost publicate și alt tip de articole care s-au referit în context electoral la problemele sociale, la corupție, la situația din economie, actualitatea din cultură și așa mai departe. Dacă să ne referim la sursele de informații pe care le-au utilizat portalurile, în marea majoritate a cazurilor au fost vorba de candidații propriu-ziși, partidele pe care aceștia le reprezintă, deseori au fost citate comunicatele partidelor,
Lidera și reprezentanții Partidului Acțiunii și Solidaritate au fost mai des citați de 188 de ori, liderul și reprezentanții Partidului Socialiștilor de 153 de ori. Dacă să ne referim la discrepanța de gen, ea a rămas, mă rog, rata protagoniștilor și a surselor a rămas la nivelul perioade precedente. În ce privește bărbații, 61% din sursele citate au fost bărbații. În ce privește femeile, rata a crescut și asta, așa cum a spus și colega mea Nadine Gogu, se explică în principal prin faptul că doamna Maia Sandu a fost în turul 2 al scrutinului. Am avut în total 29% rata de reprezentare a femeilor, ceea ce a reprezentat 221 de cazuri din totalul surselor citate. În total, pe cele 12 portaluri monitorizate, situația privind apariția concurențelor electorale se prezintă, după cum vedeți și aici. Igor Dodon a fost prezentat de cele mai multe ori în context care îl l-a defavorizat, vedeți aici cu roșu, de 5 ori mai mult, mai des, decât cazurile când a fost prezentat în context pozitiv, adică favorizant. În ce o privește pe candidata Maia Sandu, ea a fost prezentată în context diferit, mai des totuși favorizant, de 2,3 ori mai rar în context care o defavorizează. Trebuie să menționăm că portalurile monitorizate au avut foarte multe materiale dintr-o singură sursă și asta este problema campaniei electorale. În general, materiale publicate dintr-o singură sursă, fără oferirea dreptului la replică atunci când este vorba în special de acuzații și așa mai departe. Iar acum să mergem pe fiecare portal în parte. Agora.md a avut în aceste ultimele... O secundă să... Sper că aici pot să închid asta. Nu se închide. Așa. Agora.md a avut în ultimele zile ale campaniei electorale un comportament editorial relativ echidistant și nepărtinitor în raport cu concurenții electorali, totodată după numărul și frecvența aparițiilor, după cum vedeți aici, candidatul Igor Dodon a fost mai des defavorizat în 14 cazuri decât favorizat 6, iar Maia Sandu mai des favorizată 13 cazuri decât defavorizat. Portalul deschide.media a mediatizat sfârșitul campaniei electorale relativ echidistant și echilibrat. Majoritatea cazurilor autorii au fost nepărtinitori, iar candidații au fost prezentați în general neutru, chiar dacă în cazul cu Igor Dodon avem 4-1, dar nu este relevant dacă raportăm numărul de apariții în acest context la numărul total de știri care au fost publicate de către acest portal. Gagauzinfo.md a avut un comportament diferit de perioadele precedente de monitorizare. Acest portal l-a favorizat direct și frecvent pe Igor Dodon, atât direct cât și indirect, deschis și direct, am vrut spune la început. Au fost publicate declarații ale unor oficiali care îl susțin pe acest candidat. El a fost prezentat în lumină pozitivă, vă aduceți aminte raliul organizat în autonomia găgăuză în favoarea acestui candidat. Maia Sandu, din potrivă, a fost defavorizată prin știri și prin opinii care au fost transmise, inclusiv opinii că Maia Sandu nu s-ar interesa de fapt de problemele autonomiei, ceea ce a influențat și votul alegătorilor, din câte îmi dau seama. Jurnal.md în aceste ultima perioadă a campaniei și-a intensificat mesajele, apelurile către cetățeni să participe în turul 2 al scrutinului electoral. După cum vedeți, foarte clar, absolut fără nicio... Este foarte clar că portalul a continuat să-l defavorizeze pe Igor Dodon, 76 de apariții în context defavorizant, și să o favorizeze pe Maia Sandu, 67 de cazuri. Moldova24.info a reflectat pe larg acuzațiile care au fost aduse de către Igor Dodon în adresa Maia Sandu, fără a-i se oferi dreptul la replică acesteia. Ea a fost deseori criticată și ironizată în comentarii și alte texte, multe din ele nu au avut surse de informații. După cum vedeți aici, 9 cazuri de defavorizare la portalul Moldova Info 24. Și aici vedeți o situație ideală la newsmaker.md,
chiar dacă au avut multe materiale care au vizat campanie electorală, inclusiv materiale care au vizat direct candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova, însă toate materialele au fost echilibrate și nepartinitoare, fără elemente de favorizare sau defavorizare. Iar favorizarea și defavorizarea are loc de obicei prin titluri, prin diferite elemente și adjective din text și așa mai departe. În cazul Newsmaker, în această perioadă nu au fost asemenea materiale. Noi.md, în ultima perioadă a campaniei electorale, a defavorizat-o foarte clar pe Maia Sandu, în special în comentariile care au vizat-o și în care s-a spus, s-a făcut o trecere în revistă a nereușitelor, pretinselor nereușite ale doamnei Sandu în funcția de ministră a educației, iar Igor Dodon, după cum vedeți, a fost prezentat mai des în context favorizant, preponderent prin publicarea unor declarații în susținerea acestuia, diferite ONG-uri sau terțe persoane sau organizații. Realitatea.md a avut un comportament echilibrat, informațiile au fost prezentate în mare parte fără preferințe, deci fără preferințe, nu în mare parte, dar în general fără preferințe editoriale, s-au bazat aceste prezentări pe informațiile publice, declarațiile care au fost făcute de către concurenți, staff-urile acestora. Și vedeți, și în cazul Maia Sandu și în cazul lui Igor Dodon, avem câte 6 apariții în context defavorizant și 5 în context favorizant. Deci este o reflectare corectă. Sputnik.md în această perioadă, după frecvența și numărul aparițiilor, a defavorizat-o pe Maia Sandu, în special în diferite texte și editoriale. Today.md în această perioadă a avut doar 3 materiale și toate 3 au doar 3 materiale relevante prezente în monitorizări și toate 3 au defavorizat-o foarte clar pe Maia Sandu. Unimedia.info în această perioadă a avut informații multe, detaliate, desfășurate despre sfârșitul campaniei electorale, iar după numărul și frecvența aparițiilor concurenților în diferit context, veți remarca și dumneavoastră, Maia Sandu, ușoare tendințe de favorizare, 7 apariții versus 2 în context defavorizant, și Igor Dodon, situație în general fără obiecții, însă totuși nu avem 4 apariții în context defavorizant versus o apariție în context pozitiv. Ziarul național.md, aici lucrurile sunt mai clar nuanțate, Igor Dodon a fost masiv defavorizat, 21 de materiale în context negativ, iar Maia Sandu a fost favorizat în 17 materiale. În ce privește presa scrisă, în perioada din la 6 până la 11 noiembrie, cele 3 ziare, de ce 3, nu 4, pentru că ziarul Panorama, după primul tur de scrutin, și-a suspendat apariția în variantă printată. Deci în continuare vă prezentăm situația doar pe 3 din cele 4 ziare, incluse inițial în proiectul de monitorizare. Avem 41 de materiale care au fost publicate în această perioadă, cele mai multe, 20 au fost în ziarul cu 5 apariții pe săptămână, Căpăv Moldove. Urmează săptămâna lui Timpul cu 19 materiale, săptămâna a avut 2 articole. Vedeți aici cu roșu este și suprafața în centimetri pătrați care a fost ocupată de către aceste articole. Trebuie să remarcăm din păcate tendința de a prezenta mai multe opinii decât fapte, decât știri în ziare s-a menținut și în această perioadă și avem următoarea situație că 63, deci practic 2 din 3 articole publicate au fost opinii, comentarii, editoriale și una singură a fost știre. Și după număr și după suprafața care a fost ocupată de către aceste materiale. Rata de gen se prezintă în felul următor: 60% bărbați, 37% femei, iar în total pe cele 3 ziare candidatul Igor Dodon a apărut mai des în context care l-a defavorizat, iar Maia Sandu mai des în context care a favorizat-o.
Și acum să trecem la, pe scurt la cele trei ziare. Cam să amăzut că e Pravda în Moldove și aici trebuie să discutăm în mod special pentru că acest ziar, din păcate, pe parcursul întregii campanii electorale s-a manifestat ca o publicație care transmite opinii părtinitoare, subiective, etichete și chiar falsuri informaționale în raport cu candidații la funcția de președinte a Republicii Moldova și iar în această perioadă, în special în raport cu candidata Maia Sandu. S-au publicat multe materiale care au defavorizat-o. Vă amintesc, din 20 de materiale care au fost publicate de acest cotidian, 19 au fost comentarii. Din aceste 19 comentarii, majoritatea au defavorizat-o pe Maia Sandu. S-a spus despre ea, iarăși, diferite interpretări, speculații, chiar și falsuri. Astfel, într-un articol s-a afirmat că în cazul în care Maia Sandu va ajunge președintele Republicii Moldova, țara se va transforma într-o colonie americană. Ne așteaptă optimizarea a tot ce se poate optimiza. Vor fi optimizate pensiile, vor fi optimizate indemnizațiile, iar la sfârșitul acestui articol, autorul, care este jurnalist și nu este vorba de un cititor sau altcineva, își pune întrebarea așa, cu subînțelesuri. Slavă Domnului că pedeapsa cu împușcarea a fost anulată în Moldova. Lăsând să înțeleagă probabil că în cazul în care Maia Sandu va deveni președinte a Republicii Moldova, pedeapsa capitală va fi reintrodusă. Deci este foarte clar articol de manipulare a opiniei publice și a electoratului în preajma turului 2 al scrutinului. În alt articol se speculează pe faptul că Maia Sandu ar fi intrată într-o depresie și după așa zisa huiduială din Băl și aceste speculații au fost pe foarte multe surse media, inclusiv portaluri, este o speculație și cu caracter sexist foarte clar. Dar bineînțeles că o defavorizează pe Maia Sandu, ea a fost deseori etichetată și jignită, în unul din materiale se face trimitere la revizorul lui Gogol în care se spune că e mamca ei cu dietă ușibla, deci că a fost lovită în copilărie, deci este absolut metode non-jurnalistice. În contrast, Igor Dodon în Comsomolska Pravda Moldova a fost favorizat foarte clar, inclusiv în materiale de publicitate electorală mascată, prezentate cu rubrica electorală prezentată cu caractere foarte mici, aproape ilizibil. Dar publicația l-a favorizat masiv, foarte clar pe Dodon și a defavorizat-o cu metode foarte urite pe candidata Maia Sandu. Revista Săptămână, după cum vă spuneam, a publicat două materiale pe parcursul acestei perioade, inclusiv un editorial în care aceeași Maia Sandu a fost etichetată și jignită. Citez din editorialul domnului Virel Mihail: Maia Sandu, păpușă gonflabilă, o combinație dintre Nicolae Timofti cu cercei în urechi și Dorin Chirtoacă în fustă. Deci sunt niște expresii cu toată libertatea editorialului care cred, nu știu dacă sunt foarte ok pentru o publicație serioasă care vrea să reflecte campania electorală și nu să influențeze într-un fel sau altul alegătorii. Iar în ce privește ziarul Timpul, această publicație foarte clar l-a defavorizat pe candidatul Igor Dodon. Au fost publicate mai multe articole editoriale care îl defavorizează, două pagini întrebările la care Igor Dodon evită să răspundă, despre afacerile cu Plahotniuc, despre privatizarea hotelului Codru, despre finanțarea Partidului Socialiștilor și altele. Iar candidata Maia Sandu a fost foarte clar favorizată de către ziarul Timpul, inclusiv înaintea alegerilor, pe prima pagina ziarului a fost publicată o poză mare cu întrebarea: mai avem o șansă? Asta este situația cu ziarele și cu portalurile online, stimați colegi, dacă aveți întrebări. Credeți că candidații au motive să acționeze în plecat anumite instituții media? Cu siguranță motive există, pentru că au fost foarte multe falsuri și foarte multe defăimări în adresa unor candidați. Bineînțeles că noi ne-am dorit să existe mai multă responsabilitate în mass media, inclusiv în campania electorală. Iar faptul că unele publicații electronice sau publicații tipărite au recurs la metode de lovituri sub centură și în sensul direct și indirect al cuvântului arată că publicațiile s-au angajat plenar foarte mult în campania electorală de partea unui candidat sau altuia.
Bineînțeles că există libertatea de exprimare, însă există și principiul responsabilității jurnaliștilor în fața publicului și ne pare rău că unii colegi în această campanie au făcut rabat de această responsabilitate și au preferat să servească interesele politicienilor decât interesul publicului de a cunoaște informații diverse despre candidați. Alte întrebări? Ce este cerința către CCA? Veți merge să le spuneți în față sau doar prin intermediul nostru? Noi vom totaliza rezultatele și vom prezenta un raport final al acestei campanii și odată cu raportul final vom depune și o solicitare oficială către CCA. Mai așteptăm încă să vedem care vor fi rezultatele monitorizărilor Consiliului Coordonatorilor Audiovizualului. După cum v-am spus, noi suntem la al șaptelea raport, ei au lansat trei rapoarte, nu? Mai au două rapoarte care vor fi lansate unul săptămâna viitoare. Și ultimul, nu mai știm când, oricum vom vedea cum vor aplica sancțiunile gradual, pentru că bănuiala noastră e că nu s-a aplicat gradual săptămâna trecută, deci sancțiunea de retragerea dreptului de plasare a publicității la cei care repetat au admis aceleași abateri, pentru că eventual unii radiodifuzori în campania, în turul 2 de scrutin, au avut un comportament ceva mai echilibrat. Și în felul ăsta, deci în raportul care va fi prezentat săptămâna viitoare, aceste posturi, acești radiodifuzori ar putea să apară mai bine și față de ei nu se va aplica sancțiuni, în schimb se vor aplica sancțiuni față de ceilalți care au rămas pe baricade, în ghilimele așa spunând, și eventual vor fi sancționați. Oricum, chiar și așa, noi în raportul de astăzi am constatat că acei radiodifuzori cu acoperire națională care în săptămâna precedentă de raport au avut comportament relativ așa mai echilibrat, oricum acum nu mai sunt echilibrați și s-a văzut clar că au făcut și ei jurnalism de baricadă, au defavorizat, nu au favorizat, dar au defavorizat o concurentă electorală. Deci este pentru membrii CCA-ului este suficient material ca să se convingă că într-adevăr este așa. Sunt sigur că unii dintre ei se uită acum la această conferință, vor urma probabil și reacții după aceste declarații de astăzi, dar totuși considerăm că așa cum CEC a admis că au fost nepregătiți și și-au cerut scuze și au spus că pe viitor vor lua în calcul, vor încerca să dreagă, să facă astfel încât să nu se mai repete situația de acum, CCA ar fi putut să facă acest lucru din mult, pentru că nu este pentru prima dată când după campanie constatăm aceleași lucruri, le menționăm și lucrurile nu se schimbă. Constatăm periodic și nu se întâmplă absolut nimic după. Din punctul nostru de vedere este scandalos că posturile cu acoperire națională nu au organizat dezbateri la orele de prime time seara. Iar faptul că Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Audiovizualului, CCA, nu a urmărit și nu a avut intenția de a influența această stare de lucru, arată ineficiența. Întrebarea noastră este de ce avem nevoie de o structură ca CCA, finanțată din bani publici, dacă această structură efectiv nu poate influența, având toate pârghiile legale. Nu poate influența starea de lucru din audiovizual. Noi constatăm că dreptul cetățeanului la informație obiectivă despre concurenții în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale 2016 a fost puternic viciat de comportamentul ilegal și non-deontologic al multor radiodifuzori și a unei mari părți a presiei online și a presiei scrise. În ce privește radiodifuzorii, avem organ de reglementare care nu și-a făcut meseria. Corespunzător, credem că ar trebui să vină alți oameni care vor înțelege să-și facă meseria onest, cu atât mai mult cu cât situația, așa cum am spus, situația cu dezbaterile organizate în orele de dimineață când nu le privește nimeni, a fost și în campania precedentă. Iar CCA-ul nu a catadixit să soluționeze această problemă în campania actuală. Câte probabil sunt aceste falsuri în media? Știu că ați spus parcurs, dar o concluzie. Falsurile în mediatice au fost foarte grave și au influențat stereotipizarea cetățenilor din țara noastră. Ca să vă amintesc câteva din cele mai des mediatizate, 30.000 de sirieni care ar trebui să
Ar fi fost aici dacă Maia Sandu câștiga alegerile, întuiesc. Sau, nu știu, permisiunea căsătoriilor persoanelor de același sex sau închiderea bisericilor. Deci toate aceste stereotipuri au influențat alegerea cetățenilor. Cetățenii trebuiau să fie informați foarte clar despre ambii concurenți. Iar dacă ar fi fost organizate dezbateri la posturile cu acoperire națională, pe frecvențe publice, ar fi fost oamenii mai informați și ar fi putut face o alegere conștientă. Și noi vă mulțumim!